Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Pulsul Zilei. Astăzi discutăm din nou despre Muzeul Municipal Pașcan, mai exact despre tematica muzeului. Deocamdată clădirea veche este în renovare, dar acolo urmează să fie făcute amenajări, așa încât muzeul să fie redat publicului, iar acest obiectiv este până la finalul acestui an. Termenul de execuție, de renovare a clădirii, conform contractului, este până pe 25 mai. Deja se vorbește despre o întârziere destul de importantă a proiectului, dar nu ăsta este obiectul acestei emisiuni. Noi vom discuta despre tematica muzeului. A mai fost o emisiune în care am discutat despre această chestiune, dar s-a mai lucrat pe marginea acestui subiect și se pare că este oarecum o variantă definitivă. Și de această dată, invitatul meu de astăzi este domnul Marcel Lutic, inspector de specialitate, muzeograful care practic lucrează să pună în practică acest proiect extrem de important pentru comunitate. Bun venit! Bine v-am regăsit, domnule Cojucaru, bine v-am regăsit, dragi telespectatori. Eu am primit de la dumneavoastră această tematică și recunosc că am citit-o de câteva ori cu mare interes. Și dacă lucrurile de aici, repet, am spus-o și prima dată, dacă ar fi puse în practică măcar o bună parte din ele, câștigul pentru comunitate ar fi fantastic. Aș începe cu prima întrebare, ar fi următoarea. De ce tematica este de principiu în momentul de față? Se mai lucrează? Vor fi îmbunătățiri sau de ce? Știți că orice lucru omenesc e perfectibil. Numai Dumnezeu este perfect. Și noi avem diverse filtre, multiple filtre și temporal vorbind, chiar până atunci când vom începe efectiv panotarea patrimoniului acolo. Și atunci s-ar putea, fiindcă suntem spirite deschise, nu zic numai de mine în situația asta, și de firma de design muzeal care lucrăm, ASC Scenografii de la București. Avem acolo oameni cu studii în Europa Occidentală și cu o viziune amplă și inovatoare și foarte deschiși. Și atunci, sigur că am văzut că chiar învățăm din mers unele și ne adaptăm, fiindcă e o mare provocare aici din vedere al spațiului. Clădirea nefiind proiectată pentru cu destinație specială muzeală, fiind o palat de secol 17, sigur că trebuie să te adaptezi la spațiul ăla. Ori spațiul, chiar am spus și la prima noastră întâlnire, cred că era prin noiembrie anul trecut, că chiar circuitul de vizitare e foarte greu de stabilit, fiindcă trebuie, în muzeografie în general este un obicei că începi pe stânga și termini pe dreapta și ar trebui cumva și în ordine cronologică, văzute lucrurile, ar trebui să începem de la subsol și să nu repetăm circuitul de vizitare. Ori e foarte greu și avem provocările acestea până ajunge la chestiuni de ordin științific. Ce anume ilustrăm acolo sunt chestiuni foarte practice. Vizitatorul trebuie să intre undeva pe la casa de bilete, eventual la garderob până la anotimpul rece, pe aia trebuie să meargă pe un circuit logic după tematica stabilită și să ajungă înapoi eventual la o ieșire pe unde n-a mai fost. E greu de îndeplinit în cazul Palatului Cantacuzino. Înainte de a intra în detaliu, vă întreb în ce stadiu vă aflați cu această tematică și dacă documentul trebuie să parcurgă o serie de etape, urmează să fie supus aprobării Consiliului Local sau și altor structuri care nu le cunosc? N-am mai auzit, dar asta stabilește forul tutelar, dar după legea 311, nu, tematica unui muzeu nu trebuie aprobată de Consiliul Local. Are destulă treabă Consiliul Local. Am înțeles. Dar nu cred. Dar Consiliul Local pentru noi va fi consultat în legătură cu această chestiune? Dacă va fi prezentată cu Consiliul Local? Primarul, viceprimarul decide asta cu dragă inimă, poate că e un document public până la urmă. Totuși, noi, din punctul nostru de vedere, acest document trebuie aprobat, deși nu sună bine termenul, măcar supus atenției Consiliului Științific. Acela este forul, care e, bineînțeles, are în componență 7 personalități din județul Iași, majoritatea din municipiul Iași, care girează cumva
Și de acolo așteptăm în primul rând sugestii, observații, eventual chiar și o aprobare cu ghilimele. A fost trimis spre aprobare? El, noi de-abia am convocat acest, într-o primă reuniune, Consiliul Științific pe 7 iunie. Și înainte o să le trimit, 4 din cei 7 membri deja ne-au confirmat prezența și dacă vom avea 5 vom fi și în legalitate. Și pe 7 iunie, la orele 13:30, avem această primă întâlnire. Totuși, înainte de înregistrarea noastră, noi am discutat și despre o posibilă întâlnire cu energii locale, cu oamenii ai locului. Fiindcă eu, ca om care m-am ocupat îndeaproape din iunie anul trecut până acum de acest document, simt nevoia unui sfat. Și ați văzut și dinainte de că avem noi o înșiruire de personalități, un pomelnic al personalităților locale, e loc de mai mulți. Și eu nu spun că le știu pe toate, ferească Dumnezeu, că eu v-am spus și data trecută, am început să iau contact cu istoria pașanului de-abia din iunie anul trecut, mai îndeaproape. Eu apreciez efortul dumneavoastră de a înțelege, sigur, de a descoperi istoria pașcanului și de a înțelege istoria pașcanului. Cred că administrația locală ar trebui să facă un efort mai consistent pentru a vă pune la dispoziție informații concludente. Sunt oameni în Pașcan care încă mai cunosc, mai știu date extrem de importante pe care le puteți valorifica. Să știți că administrația locală nu sunt eu. Eu sunt în general cam rebel așa, dar apreciez deschiderea administrației publice actuale și nu au fost piedici în sensul ăsta. Ideea este că eu ar trebui cumva să dau, cu ajutorul celor de la Casa de Cultură, cu a doamnei Calistru, să dau o sfoară în țară, eventual, poate cum vorbeam înainte de emisie, cu prilejul zilelor municipiului, care vor fi, înțeleg, la începutul iulie, pentru a ne întâlni într-un soi de sfat al bătrânilor, cum era pe vremuri, cu oameni interesați, cu oameni cunoscători, cu oameni care au trăit aici, cu oameni care le pasă. Exact, da, pașcanii. Din perioada, bineînțeles, recentă. Din evul mediu nu mai e. Sau poate că sunt oameni care s-au ocupat, așa cum l-am descoperit pe domnul Avramiuc și mie de mare folos și îl salutăm pe domnul Vasile Avramiuc, care a scris destule cărți și înțeleg că nu e din Pașcani, e pasionat de istoria locului. Și sunt convins că mai sunt și alți oameni, nu neapărat în Pașcani, fiindcă aici am avut mici diferende de opinie, de concepție cu cei din primărie, cu unii din primărie, care spun că noi ar trebui să pedalăm în primul rând pe Pașcani. Sigur că pe Pașcani, dar Pașcani este într-un context regional. Pașcani are cel puțin 10-20, așa cum Paul Nechifor în monografia lui spune și aduce acolo în discuție toate cele 10, 20, 30, 40 de sate care au roit în jurul Pașcanului. Noi nu putem ilustra istoria Pașcanului numai cu municipiul Pașcani, care a fost totuși, iertați-mă, un sat până la 1840-1830. Deci, nu. Așa ne îndeamnă logica istorică și așa trebuie să facem, să-l prezentăm în acest context regional. Și așa și trebuie. Că, bine, sunt muzee, poate, locale, la școli, înțeleg, mai sunt colecții. Foarte bine, eu chiar aș vrea și probabil în perioada următoare vom face niște parteneriate cu aceste instituții private sau școlare ca să colaborăm tocmai pentru asta. Că aici va fi vârful aizbergului totuși la Pașcani. Că una este duci la Tătăruș sau la Valea Seacă și alta este să vii la Muzeul Municipal Pașcani, care va fi într-un somptuos palat medieval. Închipuiți-vă că după deschiderea muzeului, muzeul din Pașcani va fi locul unde profesorii de istorie își vor invita elevii să le povestească despre istoria comunității. Foarte bine spus și gândiți-vă, zic și eu ca dumneavoastră, că acolo vor fi obiecte pe care poate chiar acei profesori sau acei elevi le-au donat. Cu atât mai mult mândria va fi mai mare. Da. Interesantă propunerea dumneavoastră de a vă întâlni și a discuta cu cei care cunosc istoria Pașcanului și pot contribui cu informații și nu doar. Și sper să fie o astfel de întâlnire și poate chiar mai multe dacă va fi necesar. Da. În timp util, repet întrebarea, consilierii vor primi un astfel de document? Vor fi consultați? Dacă administrația publică locală, adică primarul și viceprimarul, decid. De ce nu? Nu e nimic secret aici. Noi lucrăm la vedere.
Și cu armele lumine, așa îmi place să cred. În cadrul Consiliului Local este și o comisie de învățământ, educație, cultură și așa mai departe. Le punem la dispoziție dacă e nevoie. Noi am mers și mai departe cu această tematică. S-au făcut cu ajutorul acestei firme de la București randări, cum spune, adică simulări mai pe românește. Da, da, da. Și deja de la sfârșitul lunii martie, începutul aprilie, la primărie s-au depus 5 dosare mari, 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 așa, cu toate, cu circuitul în baza acestei tematici. Și deja noi avem acel document, acesta și acela vor fi supuse atenției. Aveți și în format electronic? Ar fi tare interesant să le vedem. Cred că sunt și la un moment dat vor fi și publice. Da? Bun. Numai știți care e, domnul Cojocaru, este un mic care discutam cu domnul Șoachete, șeful acestei managerul acestei firme, că s-ar putea să fie cârcotaș de serviciu, cum avem, din păcate, mulți în România, care spun, da, da, ați promis că veți face așa. Ori noi, fiind foarte deschiși și poate chiar conjunctura nu ne va... Să fie un orizont exact, de așteptare nu, exagerat. Nu, să fie mici diferențe între acest proiect. Păi, inevitabil se întâmplă lucrul. Păi, și atunci să fie ce care, da, da, ați spus că așa. Eu tot mai am afirmat că noi ne vom adapta. Sigur că osatura de bază va rămâne aceasta. Fiindcă nu văd acum și Consiliul Științific ce ar putea să mai adauge. Poate că ne-a scăpat nouă ceva esențial. Dar tocmai asta vrem, prin consultările astea repetate și cu cunoscătorii din partea locului și acest Consiliu Științific, care și el e tot ca o, ca o strungă, așa, ca o, nu, și pe acolo cum trec oile prin strungă, nu? Și tot trebuie mulți până când rămâne crema. Cei mai buni. Esența, da. Bun, spuneam că acest proiect, reabilitarea clădirii, este în întârziere. Administrația face tot posibilul să se încadreze până în finalul anului, după finalul acestui an, fiind și consecințe financiare. Și cel mai probabil se va ajunge cu reabilitarea clădirii până la finalul acestui an. În ce măsură etapa a doua de amenajare, cea de amenajare a muzeului, este pregătită și când anume urmează să fie pusă în practică? Nu vă încurcă? Adică întâi aștepta să fie în mod evident rezolvată prima etapă, nu? Nu se mută familia într-o casă. După care vă apucați de treabă de amenajat. Da. Aveți aici termene în acest sens? Din păcate, legislația ne împiedică ca a doua zi să intrăm acolo. Adică legislația specifică muzeilor patrimoniului stipulează foarte clar că în momentul în care se termină de restaurat un monument cu destinație muzeală, trebuie să treacă între 3-6 luni pentru a se stabiliza microclimatul din interior. Că altfel periclitez sănătatea patrimoniului. Deci presupunem că până la finalul anului se va termina, vor fi finalizate lucrările, va fi făcută recepția, clădirea va reintra în patrimoniul administrației locale, în circuitul administrației locale, după care, spuneți, 2-3 luni sau mai mult. Legislația patrimoniului prevede între 3-6 luni. Și nu putem noi să... Ce putem face? De așteptare. După care de stabilizarea microclimatului. După care vă apucați de amenajare, nu? Păi dacă asta spune legea, unii lege nu-i tocmeală. Da, 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 ce să facem? În contextul eu aș vrea să mă apuc de a doua zi, fiindcă sunt niște termeni într-adevăr și în proiectul european. Noi încercăm cât se poate, dar ne încălcând legislația. În contextul ăsta, când estimați că ar putea fi amenajat și deschis? Există vreun termen? Aveți un termen stabilit? Eu cred că asta la următoarea noastră întâlnire o să vă pot spune mai cu... 2024? Așa ar trebui. Dar cât timp estimați că ar lua echipelor să amenajeze acolo? Păi, la modul în care au lucrat, ultima experiență pe care o știu eu de la echipa aceasta e de la Muzeul Municipal Iași. Acolo m-am întâlnit cu ei și am spus și data trecută că au lucrat și la Brückenthal, au lucrat și la Muzeul Național Antipa și la Porțile de Fier și ce am văzut acolo e excepțional. Sunt buni și rapizi. Adică nu le trebuie prea mult, mai ales când știu ce au de făcut. Dar pentru asta, repet, trebuie întrunite aceste condiții. Ori noi lucrăm deja în... Inclusiv la achiziții aveți în vedere? Ei, ajungem în partea a doua și discutăm de asta că avem niște probleme și iar o să apelăm la ajutorul comunităților. Am înțeles.
Bun. Deci, spuneți dumneavoastră că este puțin probabil ca în 2024 muzeul să fie deschis. Nu, eu spun că ar fi de dorit ca în 2024. Toți ne dorim lucrul ăsta. Da. Dacă se aliniază toate planetele. Doamne ajută, fac și o cruce să reușim să... Zic da, și eu, Doamne ajută, da. să fie îndeplinite toate condițiile. Dar merită Pașcaniu, că eu știu că noi ca români așa suntem... Din păcate, toate ne facem rău singuri. Nu vreau să intru în amănunte, dar am putut învăța mai multe de la nemți. Că până la urmă Bucovina nu-i departe, zona aceea care a fost ocupată de Habsburgi. Am putea fi un pic mai nemți în chestiunea asta, să ne urmărim interesele. Comunitatea locală, administrația locală, dar numai de câștigat în acest proiect extraordinar. Vor fi beneficii de imagine excepționale. Muzeul acesta va da o... va livra comunității naționale și internaționale, fiindcă, să fim serioși, Pașcaniu acum este un tranzit. Atât, este un loc de tranzit. Între Iași, poate de la București care vin, între Iași și Ținutul Mănăstirilor, că tocmai a fost recent în Bucovina. Noi vrem să-i obligăm, cu ghilimele de rigoare, să rămână 2-3 zile și în zona aceasta. Să aibă de ce să rămână, păi da, să aibă un motiv. Ieri am avut un interviu cu cineva care lucrează la strategia de Smart City pentru Pașcaniu, da, da, la București. Și doamna de acolo m-a întrebat foarte rău, că se pricepe la chestiunea asta, bun, dar vin oameni, dar unde locuiesc? Unde vor sta peste noapte? Și au dreptate. Și am zis că este un hotel deocamdată, dar... Și câteva pensiuni. Da, deci e de lucru încă, dar va fi bine. Eu așa am fost optimist mereu. Sper, cred și în minuni. Să fie. Da, da. Și în special spuneați pentru imagine, dar în special pentru copii, pentru elevi. Da. Este cel mai mare câștig să ai unde să ieși cu copiii, să le arăți, să le explici despre istoria comunității. Profesorii, părinții să aibă unde să vină cu copiii. Vă invit să facem un tur împreună. Eu cum făcea Minoiu pe vremuri la fotbal minut cu minut, da? Și o dădea și eu acum rapid. Iar cei care ne urmăresc să-și imagineze cum va arăta viitorul Muzeul Municipal al Pașcanului, da, din cuvintele, din informațiile pe care domnul Lutic le va spune aici. Începem cu ce? Începem cu subsolul, da? Păi începem așa, logic, cum ar trebui. Oamenii, vizitatorii, să fim în termenii, nu, locului acolo la muzeu, în primul rând trebuie să nu cumpere bilete, dar într-o primă fază prin proiect european va fi gratuită vizitarea, așa am înțeles, dar oricum va fi o casă de bilete, garderobă, repet, în anotimpul rece și de acolo gândiți-vă că aceste două spații sunt la parter. Deja un prim inconvenient, noi va trebui să începem circuit de vizitare de la subsol, fiindcă din punct de vedere cronologic, subsolul se pretează cel mai bine la începerea acestei aventuri în istoria trecutului Pașcaniu. Și sigur că acolo avem perioada aceasta preistorică, că avem destul patrimoniu în sensul ăsta și noi am spus de prin pământ adunate, că majoritatea acestor obiecte sunt arheologice. Deci veți avea trei teme. Cel puțin trei teme am vrea să le ilustrăm acolo, în subsol, unde se spune, vorbeam noi înainte de emisie, conform legendelor locului ilustrate de Leonard Gavriliu, în memoriile sale am văzut, se spunea că acolo stătea Balaurul cel Mare și că ar fi castelul un loc blestemat. Așa credeau oamenii de acum câteva sute de ani. Ei bine, noi sperăm să nu fie așa și să reușim să dezvoltăm din vedere muzeal câteva teme acolo. Am spus una, este asta, istoria veche a Pașcaniului cu o scenă de vânătoare preistorică, că nu, vânătoarea de acolo își asigurau sursa de hrană, în primul rând oamenii. Apoi am vrea să ilustrăm tot aici, dar într-o altă sală, i-am spus noi tema oale, ulcele și sticlă în târgul lespezilor. Vorbeam adineauri de contextul regional, nu putem face abstracție că lespezii totuși au avut un ușor avantaj într-o perioadă în secolul XIX față de Pașcani. Bine, după aceea nu s-a mai discutat. Lespezul a rămas, unde a rămas. Dar acolo a fost și o fabrică de sticlă, a fost și un centru ceramic și ne-ați fost martori la expoziția din februarie și ați văzut ce ceramică excepțională și utilitară și decorativă. Acest meșteșug n-a fost prezent, dezvoltat și în zona, în Pașcani?
Eu cred că a fost, dar nu avem informații prea multe. Nici din Lespes nu avem multe, dar avem din vedere patrimonial. Adică aceste 200 de obiecte care noi, ați văzut, am putut realiza o expoziție de excepție. Și neavând prea multe, așa că poate, sigur că pe vremuri noi le spuneam acum un pic cam deplasat, centre ceramice. Adică dacă erau 10-20 de meșteri, erau un centru ceramic. Asta nu exclude faptul să fie 2-3 și prin alte părți, cum au fost, de exemplu, la Târgu Frumos. Dar Târgu Frumos nu este considerat centru ceramic, dar au fost meșteri. Puțin mai încolo, cu Cuteniu. Da, da, da. Păi da, nu e aici o zonă extraordinară din punctul ăsta de vedere. Apoi am vrea, cum am spus și în noiembrie, nu am renunțat la ideea aceasta, fiindcă între timp am făcut rost de raportul de săpătură arheologică pe care l-au efectuat cei de la Institutul de Arheologie de la Iași și, într-adevăr, și ei propun exploatarea din punct de vedere muzeal a celor săpături acoperite, acum ați văzut, în proximitatea palatului. Și am vrea, dar nu știu dacă putem în acest proiect să facem legătură între subsolul palatului și acea zonă. Adică sunt totuși niște tuneluri pe acolo, da? Da, da, da. Da. Așa, și ele vor fi redate publicului pas. Păi noi măcar 2-3 metri acum am vrea să valorificăm din punct de vedere muzeal. Și într-o perspectivă, sperăm, nu prea îndepărtată, am vrea să legăm, repet, acel tunel care este acum, 2-3 metri cât e decopertat, cu acea zonă de lângă, unde au săpat mai adânc cei de la Institutul de Arheologie. Și unii spun că astea ar fi pentru, în caz de situații de primejde, alții spun că ar fi pivnițe, tot se discută. Chiar un membru din Consiliu, profesorul Ciubotar, spune, tot râde de noi și a scris în sensul ăsta, nu mai socotiți, bă, că unii puteau să fugă prin alea. Că el vorbește în cazul Iașilor despre aceste tunele, că e legenda aceasta. Ei, oricum noi vrem să le valorificăm într-un fel sau altul, fiindcă sunt spectaculoase. Și sunt printre vizitatori oameni care gustă aventura și vor și un pic de sânge, nu știu, să pună în mișcare sângele. Să aventură. Ori asta nu o trăiește așa la parter sau sus la etaj. Da, da, da. Aici. Și tot în această zonă am vrea și în holul de lângă să ilustrăm viticultura din zonă. Cei de la București au spus vinărie. Sau o cramă tradițională, elemente de, că vorba aia, băutura-i temelia, nu? Mâncarea-i fudulia, nu? Doar proverbele astea au în ele, nu? Din realitate pleacă. Și ce am mai adăugat acum, exact ce spuneam, că acel complex arheologic de lângă, unde, spun arheologii, ar fi fost o fântână arteziană și niște segmente de aducțiune a apei, ei au descoperit și olane, că doar tot palatul ăsta trebuia... Nu, să aibă o sursă de apă, trebuiau, nu, erau boieri totuși, mari boieri, ci că aici s-a făcut politica Moldovei, la mijlocul secolului al XVII-lea, prin Iordache Cantacuzino, care era, să nu uităm, cumnatul lui Vasile Lupu. Acum, pentru mine încă nu e clar dacă acest Iordache Cantacuzino, repet, ctitorul acestui palat, a rezidat aici sau venea numai vara sau în anumite perioade ale anului, fiindcă el avea și în Neamț, în Ținutul Neamțului, avea o reședință, avea și la Iași. Și încă nu știm acest lucru, cert este că aparținut Cantacuzinilor. Iar față de data trecută, mai spunem telespectatorilor că și scara de acces spre subsol, că mai este o intrare de sub foișor, dinspre parc, am vrea să o amenajăm și pe aceea, latura de est a clădirii, unde cu siguranță pe acolo se făcea aprovizionarea celor care locuiau aici. Adică și aprovizionarea cu mijloacele de transport în acea vreme, o caleașcă ar fi pentru transportul boierilor, dar o șarabană, o căruță, ceva. Trebuiau să aducă cu ceva materiile prime aici, la palat, la castel. Și vom avea acolo aceea. Și în plus, mai vrea ceva să mai punem acolo, încă nu știm exact ce, dar în ideea că cei care vor trece pe acea alee din proximitate, care la 2-3 metri să fie... atragi, băi, data viitoare venim și noi, ceva de genul, ca o invitație. Apoi parterul, am spus deja de aceste inerente puncte, casă de bilete, garderobă, cafenea, un magazin de suveniruri și trebuie amenajate și acestea sunt obligatorii. Și după aceea continuăm tematica cu, i-am spus noi, de la satul medieval Pașcani la Târgu Pașcani, așa,
un pic cam sobru, unde vom încerca să trecem în revistă veacurile din Evul Mediu, în primul rând. Nu vă uitați acolo, scrie veacurile 19-20, că totuși trebuie să începem din secolul 15, să amintim de Oana Pașcu, de întemeitorii așezării, până ajunge la Iordache Cantacuzino și celelalte familii care au ilustrat aici, adică Balș și Moruzi, și până ajunge la Gheorghe Brăteanu, mai sunt și alte. În concret, cum veți reuși să ilustrați sau să livrați informațiile utile pentru cei care vin? Asta e marea provocare. Cum de la informații ajungem la un spectacol vizual care să și placă, dar care să fie și corect din punct de vedere științific. Și când spun să placă, mă gândesc mai ales la cea mai exigentă categorie de vizitatori. Copii. Care, exact, adică copiii. Adică dacă noi vom reuși să, că în primul rând facem, nu în primul rând, dar și pentru ei facem acest muzeu. Și dacă vom reuși să ajungem la inima lor, și deja avem niște găselnițe în sensul ăsta, și probabil când voi veni data viitoare cu randările, deja o să și avem câteva documente vizuale. Adică sigur nu va fi un muzeu de tipologii. Asta am convenit cu cei de la ASG Scenografii, că vrem un muzeu vivant. Vrem un muzeu în care când intri, wow, bă, ăștia, cum v-am spus eu data trecută, când l-am văzut pe cel care aprindea luminile, lămpile în Târgu Iașu, am zis că este un vizitator. Adică avea o dinamică încât eu l-am confundat cu un vizitator întârziat prin muzeu. Ei, dacă vom reuși, și nu văd de ce nu am reușit lucrând cu aceeași echipă, dacă reușim acest lucru, eu cred că vom livra o istorie antrenantă a pașcanilor și în așa fel încât cei mai buni vectori de marketing să fie vizitatorii. Nu să investim în marketing. Păi, cei care vin și spun, doamne, am fost acolo și mi-a plăcut foarte mult. Da, da, da. Aveți în vedere, vă întrerup puțin, aveți în vedere cumva să tipăriți și o scurtă istorie a palatului? Și... Da. Da. Și nu numai a palatului, tot a localității, așezării ar trebui. Adică un catalog de prezentare și asta ar fi de dorit să fie chiar atunci când va fi vernisajul oficial, când va fi deschiderea. Și să fie la dispoziție. Cine intră și caută informații să le aibă, să le... Ele vor fi oricum și prin proiect, sunt prevăzute, e prevăzut și acea hologramă care va fi chiar în partea aceasta unde iei contact cu muzeul. O hologram care e prevăzută în proiect și care va închipui probabil un personaj medieval, fiindcă noi nu știm chipul, am spus și data trecută, al lui Iordache Cantacuzino. Știm un primul Cantacuzino din secolul XVIII, pe care îl știm de aici, din Moldova, din țara românească mulți. Și de asemenea vor fi audioghiduri, prevăzute sunt și acestea, în română și engleză, și acestea sigur vor fi informații, să spunem, mai novatoare, de tipul, cum spunea doamna de ieri, de ultimă generație, tehnologie de ultimă generație. Dar eu aș vrea să avem și pe suport clasic, adică pe hârtie. Și ghid, pliant, catalog, vom vedea. Vom conveni și în funcție de mălaiul avut la dispoziție. Nu trebuie să uităm că pașcanii au fost aici un creuzet în care, mai ales din secolul XIX și în XX, au forfotit și mulți alogeni. Și pașcanii așa s-a născut și ca atare vom avea acest segment. Oameni veniți diferiți de locurile, sigur, ca să înțeleagă lumea despre ce... Adică evrei, lipoveni, francezi, germani, sârbi, italieni, Moș Gheorghe Italianu, de care spuneam, paznic cu cimitirul, de care amintește Sadoveanu. Sigur că sunt povești extraordinare și mulțumesc lui Dumnezeu că și cu ajutorul dumneavoastră am dat de memoriile scriitorului Leonard Gavriliu. Și un personaj care ar merita să fie mai bine cunoscut și care va intra în galeria aceasta a oamenilor de seamă, pe care inițial aș fi dorit să o zugrăvim la etajul 1, acea sală de bal. Am coborât acum, fiindcă am regândit tematica de la ultima noastră discuție, și probabil această galerie a oamenilor de seamă ai locului va fi aici. Și sunt foarte deschis, chiar am convenit, am mai găsit încă două nume în această galerie și le-am adăugat aici și probabil se vor adăuga cu o singură condiție, să avem chipul. Nu poți să pui, știți cum mai fac pe Flash Score acolo, când n-au chipul fotbalistului, îi scriu numele, dar nu-i chipul. Așa și noi aici, nu vom putea muzeal să ilustrăm decât știind chipul acestor oameni. Veți apela, vă întreb, cumva la un grafician care să poată zugrăvi chipurile celor care nu au fotografii, nu puteți obține o fotografie sau altceva?
ajungem la același element financiar. În măsura în care se va putea ajunge la o înțelegere, ar fi de dorit. Dar cei de la București, în general, au. Ei au 15-20 de oameni în care acoperă cam toate domeniile astea care le presupune un proiect expozițional. Și atunci nu e nevoie, fiindcă noi avem contract deja cu ei și cu ei vom lucra. Așa, e mult aici de povestit, dar am trecut de la satul medieval și am ajuns la Târgul Pașcani din secolul XIX și ajungem la o altă temă pe care am botezat-o noi, Codrui frate cu românul, fiindcă avem Codrii Pașcanilor aici, nu putem face abstracție de prezența acestui codru în care s-au adăpostit câteva schituri în evul mediu de care nu mai știu nici oamenii de astăzi. Am descoperit acum recent, fiindcă vă spun, eu sunt adesea, când mai am un pic de timp liber, la arhivele din Iași, unde tot decopertez, cu ghilimele de rigoare, trecutul pașcanilor. Și acum am multe dosare din secolul 20, în care chiar zilele trecute am descoperit, aproape dumneavoastră știți și oamenii locului știu, dar eu știam mai de schitul Brătești, de atât descoperă schitul Boureni, care a existat și nu știu dacă mai există acum, dar care ar trebui ilustrat la o altă temă. Iar în acest context al temei Codrui frate cu românul, vom ilustra două, nu, poate chiar mai multe, dar un meșteșug generic numit prelucrarea lemnului și meșteșugurile astea conexe, care au tot ca materie primă lemnul, adică tâmplăria, dulgheria, dogăria, rotăria și prin definiție ele specifice bărbatului. Fiindcă știți vechiul proverb care spune că bărbatul, cum era, jupânul ține drumul, jupâneasa ține casa. Și am încercat să ținem cont de experiența asta milenară a țăranului român, fiindcă totuși noi, spunea Iorga, ne înălțăm și vedem mai bine, mai departe, de pe umerii înaintașilor noștri. Și așa facem și noi, nu putem face abstracție că acest muzeu vine în siaj unei tradiții. Vă întrerup puțin. Tot aici vom aduce și acele elemente propuse a face parte din salonul boieresc de la etaj, fapt determinat de absența patrimoniului specific, mobil, da, de epocă. Adică ați revenit la tema 4. Da, aș vrea să aflu de la dumneavoastră mai multe despre acest salon și chiar de unde credeți că veți reuși să faceți rost de elementele necesare. E o problemă. În primul rând că vrem, nu vrem, ajungem și la acest capitol financiar. Aceste elemente de mobilier presupun bani, că nu o să ți le dea nimeni sau o să ți le împrumute, poate, dacă să le ții luni, ani, nici de cum. Noi avem deja câteva obiecte și sper că altă soluție nu văd, să reușim și prin butaforie să ilustrăm. Fiindcă eu câteodată mai am temeri, iar cei de la București îmi spun, totuși noi avem 15-20 de ani de când lucrăm în domeniul ăsta. O să găsim soluții. Și atunci, într-un fel sau altul, vom ilustra și acest salon boieresc, fiindcă totuși suntem într-un conac, într-un palat, într-o casă boierească. Și aș fi vrut să îi dă mai mare amploare, de asta l-am coborât aici. Trebuie recreată atmosfera de atunci. Da, fiindcă de asta l-am coborât, fiindcă am ajuns la concluzia că nu avem suficient mobilier, nu avem suficiente obiecte pentru a ilustra un salon boieresc. Și atunci am fi pierdut și un spațiu sus, fiindcă la un moment dat am zis, dacă venim dinspre preistorie jos, venim spre evul mediu aici, sigur că la etajul 1 nu putem ilustra decât perioada modernă și contemporană, adică perioada mai recentă din istorie. Și atunci nu mai puteam să ducem iar un salon boieresc care e de secole 18-19, am zis noi, acolo, într-o zonă unde noi ilustrăm industria din secolul 20. Nu merg bine. Da, aici revin cu apelul, probabil și dumneavoastră vreți să o faceți și în emisiunea trecută am făcut același apel către cei care ne urmăresc. Dacă au piese importante, iată în acest caz chiar de mobilier de epocă și pot să contribuie să ajute administrația locală pentru a amenaja acest muzeu, ar fi extraordinar. Cu cine ar trebui să ia legătura? Cum ar trebui să procedeze cei care ne urmăresc și pot să ajute? De ani de zile, sunt 25 de ani, de când principalul om de legătură cu muzeul este Daniel Sava, colegul meu, și el este cel care poate fi contactat la primăria veche sau mai rar la parterul de lângă judecătorie, de acolo avem un depozit
cu o aparență de expoziție etnografică, dar pe orice cale de comunicare cu primăria de sud. Da, și sunt îndrumați acolo la Și încă o chestiune, în galeria oamenilor de seamă, după aia trecem la următoarele. Deci, Sadoveanu, evident, Neculce, Costin Sadoveanu, Mitropolitul Visarion Umpui. Am văzut aici... Discuții, da, sunt discuții. Discuții pro și contra. Da. Chiar am văzut aici o formulare, controversatul Mitropolitul Visarion Umpui. Din ce motiv? Fiindcă, știți prea bine, și noastră este suspectat că ar fi fost legionar sau a avut simpatii legionare. Oricum, el a trăit și a activat și în perioada antonesciană, când a fost în Transnistria, reprezentant pe cale... pe sfera aceasta bisericească, a fost reprezentat statului român. S-a încercat reabilitarea lui, științifică a fost făcută, juridică nu s-a reușit. Noi am înaintat deja o adresă către Institutul de Istorie de la Iași, probabil o să o facem și la instituții ale statului român și în funcție de aceste răspunsuri. Acum, eu judecând sine ira et studio, adică așa cum am învățat eu la Facultatea de Istorie, noi ar trebui să judecăm fără ură și fără părtinire. Categoric. Ca istorici și ca oameni care vrem să zugrăvim. Eu nu am simpatii legionare. Eu fac știință aici. În Basarabia, în Republica Moldova, este una dintre cele mai mari personalități și ale neamului, foarte apreciate acolo. Păi, dar el a fost episcop la Bălți. Exact. A fost episcop de Hotin, înainte de... sau, cred că înainte de episodul din Transnistria. Acum vom decide, vom vedea, fiindcă nu vrem neapărat să ne facem rău singuri. Și catedrala din Pașcan este construită după o schiță adaptată, lăsată de Visarion Puiu. Uitați. Vom vedea, sper să avem suficientă înțelepciune și răspunsurile potrivite de la forurile științifice și administrative ale statului român, ca eu îmi doresc foarte mult ca Mitropolitul Visarion Puiu să rămână aici, fiindcă e născut în Pașcan, nu putem face abstracții de așa. Dar sunt și persoane care zic să nu rămână în listă? Ar trebui să se informeze mai bine, zic. Dar, na. Matei Milo, Nezvalba, iată... Leonard Gavriliu Ciopraga, în mod evident, primarul, fostul primar și deputat Nicolae Rățoi, am zis că vă întreb despre... Da. Nu e nicio problemă. Care este rațiunea pentru care apare aici, în galerie? Rațiunea este, după modesta mea documentare, acest om, alături de alții, e o legendă a locului, chiar dacă nu avem, într-adevăr, acea distanță temporală. Dar noi am vrea... Bine, pe de altă parte am putea, pentru a evita toate discuțiile, am putea să limităm undeva, să spunem că, domnule, noi ne oprim, așa cum s-a și făcut în anumite cazuri, limităm expunerea aceasta muzeală, ne oprim undeva pe la anii 50-60. Dar oare nu obturăm o perioadă recentă în care oamenii, vizitatorii locului mai ales, se vor regăsi? Așa nu ar trebui să mai ilustrăm nici industria socialistă, care a făcut fala și mândria acestui oraș. Cred că ar fi oraș. o greșeală. Și atunci mă gândesc cu bune și cu rele, de ce să nu zugrăvim și aceste personaje recente care au făcut istorie aici. De ce aici? Doar el? Pentru că, asta era discuția, că am convenit împreună că aici pot fi adăugați încă mulți alții. Rățoi este cunoscut ca un fost comunist. Păi așa este și Eugen Nechifor, cum am convenit, că tot în regimul comunist și totuși atunci s-au toate ftitoriile acestea industriale, atunci s-au, nu? Deci, aici lista, au lucrat mii de oameni și au câștigat bucata de pâine. Și așa mai departe. Lista este cu ș, adică vor intra toți acei oameni care au făcut ceva vrednic de laudă și care, în conștiința oamenilor acelor vremuri, a merita să fie pus pe un pomelnic. Mai degrabă Eugen Nechifor, care a fost primar și el a urbanizat. Eu nu țin să fie Nicolae Rățoi neapărat. Este o propunere. Îl vom adăuga pe prim secretarul Comitetului Orășenesc de Partid, Eugen Nechifor. Îl vom adăuga pe directorul Ursuleanu, care a fost o mare personalitate la CFR, la depou, acolo, și mulți alții care, repet, au făcut ceva și au rămas în conștiința oamenilor, care încă mai trăiesc. Mă bucur să aud că sunteți deschiși și echipa este deschisă categoric. Bun, unde rămăsesem? Am trecut de codrii pașcanilor, da? Da, și o altă tematică, o altă temă pe care o propunem noi în acest circuit muzeal este ilustrarea arhitecturii populare și am numit-o eu Casa Cea Mare sau Odaia de Curat, care va sugera acel interior
tradițional al zonei, interior tradițional rural, evident. Fiindcă vom vedea la etaj, vom încerca să zugrăvim și altceva. Să nu rămânem numai în tradiție acolo, fiindcă ni s-a reproșat că noi suntem prea etnografici. Eu mai ales fiind etnograf la bază. Dar trebuie să fie. Am văzut muzeul satului de lângă Suceava, de la Suceava. Da. Și anul Dumnezeu. Anu, muzeul în aer liber. Da, în aer liber. Mi-a plăcut extraordinar de mult și multă lume care, și copii, părinți care apreciază ce este acolo. Da. Un fragment, o fotografie a timpurilor vechi de aici, de la Pașcani, ar trebui să fie în muzeu. Da, păi este și aici, fiindcă această parte, parterul, este dedicată cu predilecție ilustrării tradițiilor, obiceiilor, credințelor, dar și istoriei medievale. Fiindcă nu avem altfel cum, fiindcă e un muzeu pluridisciplinar, interdisciplinar, nu e un muzeu etnografic. Și un muzeu de istorie, arheologie, e un muzeu, până la urmă, și de, cum să spun, și de trăire. Mi l-aș dori tare mult. Adică când vine cineva și să spună, bă, da, eu mi-am schimbat părerea despre Pașcani. Fiind în Pașcani sau din afara Pașcani. Și, bă, cum? Dar Sadoveanu spunea că aici nu s-a întâmplat nimic. Frate, dar câte s-au întâmplat aici? Adică să ieși așa și să simți nevoia să mai spui și altora, băi, mergi, băi, că aici vedea la Pașcani. Ar fi... Vă spun sincer, cu mâna pe inimă, cea mai mare bucurie pentru mine ca om care am contribuit la edificarea. Asta ar fi cea mai mare realizare, nu? Da. Cred că printre cele mai mari, am mai scris și o carte. Cea mai mare provocare, da. Cea mai mare provocare să intre, da. Iată, pășcăneni sau din afară și cei care au citit și au rămas cu acest gând, ole, la Pașcani nu s-a întâmplat nimic sau locul unde nu se întâmplă nimic. Și după vizitarea muzeului, nu e așa, să schimbe părerea și să spună, doamne, iată locul... Cea mai mare răsplată, asta ar fi, într-adevăr. Și sigur că jupâneasa ține casa, continuarea proverbului care l-am invocat, aici trebuie, fiindcă ea era cea care gestiona treburile în casa plină de copii, de plozi, cum le spuneau pe vremuri. Și aici sigur că vom încerca... Să vedem, fiindcă, e adevărat, tot ea ținea întreaga casă și pe lângă îmbrăcăminte avea nevoie și de hrana zilnică. Și vom încerca să, cum am spus și data trecută, să ilustrăm hrana, nu știu exact cum, între necesitate, ritual și reprezentare socială. E cam pretențios spus, dar oricum nu îi vom chinui prea tare pe vizitatori. Cred că ceva piese veți găsi în Muzeul Municipal în momentul de față. Are câteva piese destul de frumoase și valoroase. Păi v-am dat deja o listă de... Da. Și dacă vă uitați acolo la tema cât suntem noi, vedeți la 6, la lista de obiecte, o să regăsiți deja. Noi am mers mai departe, fiindcă cei de la București ne-au cerut la un moment dat mai detaliat pentru acele randări. Că ei trebuiau în fiecare sală să pună și în funcție de asta vine mobilierul muzeal. Vine... flash-ul de lumină pe obiecte. Exact. Deci toate astea, deci noi am mers și la amănunt și deja acele liste sunt date în baza ceea ce avem. Din păcate, și ajungem acuși la etajul 1, acolo stăm un pic mai... Un pic mai rău din punerea al patrimoniului. Pașcani a fost un târ, da? Dugheana Negustorului sau a Zarafului. Și iarăși suntem într-un interior unde sigur că vom ilustra viața unei familii de negustori și care au fost negustori. Îi știe toată lumea. Evrei. Nu spunem cum le spunea popular, că știu oamenii, dar ei au fost cei care câteva veacuri bune au ilustrat prin târgurile Moldovei această ocupație. Și aici, în primul rând, îi vom imaginea alogenului. Generic vorbind, dar a evreului special va fi abordat în această dugheana negustorului sau zarafului. Și să dea Domnul, așa cred că prin august-septembrie vom veni chiar și cu imagini, că o imagine e cât 1000 de cuvinte, nu? Așa se spune. Eu mi-aduc aminte de când eram copil, de dugheana din satul unde m-am născut. Care e satul? Suburbia Lunca, îi spunem acum. Da. Păi în zona noastră aici, da. Da, și... Nu mai este nimic, n-a mai rămas nimic din zona respectivă. Aveți nostalgie, domnul Pozucan. Păi, da. Ca tot omul, sigur că da. După aceea, o altă, fiindcă am spus că radiografiem tradiții, obiceiuri, aceste realități etnografice, nu pot să faci abstracție cu ocupația esențială a moldoveanului de la țară, era agricultura. Și ca atare, iată, conexată totuși cu
creșterea animalelor, fiindcă ele merg mână în mână, avem această temă, unelte ancestrale, sapă, coasa și bâta. Și munca câmpului cu păstoritul, creșterea animalelor, dar vom încerca să ilustrăm, am ezitat, fiindcă nu prea avem patrimoniu pentru acele ocupații pe care noi etnografii, noi muzeografii le numim secundare, adică culesul din natură, dar pescuitul musai trebuie ilustrat, fiindcă suntem pe malul Siretului, în lunga Siretului aici, vânătoarea și albinăritul, dar din evul mediu și Sadoveanu era pasionat. Nu mai spun. Și dar erau câteva unde piese, sunt obiectele? Erau câteva păi piese, exact. Ajungem iar la obiectele alea s-au prăpădit, din păcate. Și au fost o vreme aici, la Pașcani. Da, li s-a pierdut urma. Și alea ar fi fost printre, cum se erau spune, atracțiile, erau atracțiile muzeului. Da. Da. Poate le dăm de urmă, deși ar trebui să știe, nu? Păi cine da, le-a luat, le-a luat cu folos. Da. Inițial, atunci când am discutat noi în noiembrie, mai erau încă două teme, obiceiuri și practici de iarnă și de la leagă la mormânt, aceste rituri de trece din viața țăranului de altă dată, pe care și noi le trăim în alt fel astăzi. Ei, pe aici, pe acolo, vom încerca să zugrăvim și aceste două teme, dar spațiul te limitează să alegi la un moment dat. Și am ales astea și vom vedea. Poate vom reuși să irizăm pe undeva și aceste două teme. Ei, la etajul 1. Mai ales datele și obiceiurile de iarnă, pentru păi, că spectaculoase în zona sunt noastră. Sunt spectaculoase. Da, așa este. Numai că, din păcate, și aici nu prea avem patrimoniu. Noi, când am construit aceste teme, ne-am uitat cu un ochi mereu și la patrimoniu. Dar putem găsi, cred, nu? Băi, avem ceva, dar nu cât ne-am dorit. Și tocmai că încă sunt vii aceste obiceiuri și sigur că mai putem. Numai că ce facem? Nu îi mai lăsăm pe băieți să meargă cu da, da, vedeți, banda iar... Obiceiurile dispar. Și dacă muzeul este organizat, va rămâne o bună vreme după forma pe care i-o dați acum. Și este păcat să nu cuprinde și această, da, da, aceste obiceiuri. Să vedem. Acum ne-a luminat Dumnezeu în, la parter, oricum nu mai urcăm la etaj. Acum, totuși, urcând noi așa virtual la etaj, aici avem șase mari teme, în afară de cerdac sau foișorul, care are o tratare specială, e aparte. Și am vorbit și atunci și poate mai aruncăm o vorbă și acum despre foișorul, care e, cum să fie, după mine, dacă aș veni, în primul rând, acolo aș vrea să ajung prima dată. Cunoscătorii. Da. Ei, o temă, e a nouă aici, în pomelnicul meu, la răscruce de drumuri sau drumul de fier, care, din păcate, în prima variantă sau în una din primele variante ale tematicii lipsea sau era prea puțin ilustrată. Ori să nu uităm că Pașcaniu, totuși, ca târg, ca așezare urbană, s-a dezvoltat în primul rând datorită acestui drum de fier, adică căilor ferate. Și după 1870, Pașcaniu, practic, a explodat. Și este ceea ce a rămas... Destinul Pașcaniu este legat de... Sigur că da. Și e o temă specială pe care o vom ilustra la etaj, să vedem cum. Acum facem, avem, ducem tratative cu cei de la CFR, de la gară, de la depou, că vedeți, am aici chiar și mă și documentez. Și ei au un fel de muzeu. Păi am vrea să colaborăm, dar unde este acest muzeu? În au clădirea ceva improvizat, gării? Exact. Au ceva improvizat acolo la fostul Remar. Și ei cunosc și dezvoltă, înțeleg că au interes să facă chiar un muzeu acolo al CFR-ului. Mm-hmm. Deci aici ați avea, cred, un ajutor. Și am înțeles că nu știu cine e șeful gării, foarte deschis la... și trebuie să avem o discuție și să încheiem un parteneriat. Este și o asociație care promovează istoria și tradițiile CFR-ului. E, păi sunt, deci auspicii bune ca să colaborăm cu dumnealor și ei pot să continue acolo, dar noi în Marele Muzeu al Pașcanului trebuie să ilustrăm musai această perioadă și această temă din trecutul Pașcanului. Ei, inițial pusesem cam, mi-au spus unii, mi-au atras atenția, vom vedea și Consiliul Științific ce părere are, pe această temă, un veac și jumătate de cultură, presă și sport în târgul Pașcanilor. Ei, mult de spus aici, mult de spus probabil, mult de greu spus, de găsit. Dar cei de la București mi-au spus că putem ilustra modern, așa și inovator. Această, prin derularea unor imagini, da, da, da. Sunt modalități prin care nu trebuie să eludăm neapărat. Că sunt în monografia coordonată de academicianul Ciopraga, sunt destule informații în acest sens și înțeleg că ar mai fi și altele și ar mai fi de săpat și în direcția aceasta. O altă temă pe care nu era în
tematica inițială, industrie vechi și noi la Pașcani. Fiindcă totuși ceea ce s-a întâmplat în a doua jumătate a secolului al XX la Pașcani nu s-a născut așa peste noapte. Totuși sunt niște ateliere care au existat, nu numai cele ale CFR-ului, dar și altele ale autohtonilor, ale alogenilor la sfârșit de secolul XIX și început de XX. Și le amintesc rapid. O mori, un abator, o velniță sau o fabrică de băuturi spiritoase, o fabrică de săpun, o fabrică de frânghii, o fabrică de spirit și una de ape gazoase. Adevărat, de mici dimensiuni. Trebuie să vorbim despre ele, trebuie să le așezăm unde le este locul, pentru că copiii noștri nu știu. Da. Nici noi nu mai știm ce a fost și unde a fost. Corect. Și undeva ele trebuie să, da, să fie. Și ele au dăinuit până în perioada interbelică, mai cred că după al doilea război mondial, multe dintre ele cu naționalizarea au dispărut. Și după aceea, sigur că unii s-ar putea să ridice din sprâncene, mai ales anticomuniștii. Pe mine nu mă interesează opiniile acestea. Pașcani au avut o industrie fabuloasă în a doua jumătate a secolului al XX-lea și nu ai cum să nu ilustrezi într-un muzeu al Pașcanilor. Uitați, în ordine cronologică, întreprinderea de tricotaj și perdele în 1973, după aceea întreprinderea integrată a tipii în 1976. Fabrica de perdele, cum să nu discutăm? Care era vestit în toată țara și nu numai. Păi și acum, dacă mergeți în Ardeal și spui că ești din Pașcani, te întreabă te asociază cu perdele. Perdele de la Pașcani. Da. Sau cu blugii de Pașcani. Sau cu blugii de la Integrata, exact. Dar m-aș întoarce puțin. A fost o fabrică de apă gazoasă, nu? În 1900, văd da, aici. Da, da, da. Ok, probabil legătură cu izvoarele de apă gazoasă. De la Tămăduieni. Eu stau pe Tămăduieni. A, stați chiar acolo? Mai este toponimul acesta? Da. Extraordinar. L-am întâlnit în documente medievale. Da, în apă și izvorul de apă gazoasă, Pășcăneni, știu, este la depou, la intrarea în depou. În spatele depoului sunt niște străduțe, Tămăduieni 1, Tămăduieni 2, cam acolo stau eu, iar apa din fântână este gazoasă. Păi vin cu șipul la dumneavoastră, domnul Cojocaru, cum să deci, nu păi? A fost o apă, deci evreii, iată, exploatau și se consuma, se înțelege, era căutată apa la momentul respectiv, cum este căutată și acum, dar acum nu avem o fabrică. O fabricuță care să folosească această resursă. De asta zic că deci sunt importante. Oameni deștepți în acele vremuri, când noi, da, în sfârșit. Așa, deci toate aceste întreprinderi, acum... Cum le veți ilustra? Păi, mi-ați luat de pe limbă. Păi aici este marea provocare. Este și la subsol, acolo avem patrimoniu, suntem într-un teritoriu îndepărtat. Aici suntem cât? Ce orizont de timp? 50-80 de ani? Nu, blugii de Integrata. Aveți aici fabrica Nectar, fabrica de zahăr. Păi, vă aduceți aminte, era un briefcore, un suc făcut la, și se numea Nectar, la fabrica Nectar Pașcan. Și începuse să facă și... șerbeturi aici la Pașcan, pe lângă zahărul. Da. A dispărut fabrica așa, deodată a dispărut. Păi aici iarăși ne vom ruga la Dumnezeu și vom încerca tot așa un spectacol, numai că, ca și la CFR. Acum nu o să putem aduce la etajul 1 o locomotivă sau cea, dar trebuie cu elemente specifice și aici, într-adevăr, cerem ajutor. Noi am și postat, v-am și trimis, cred că la un moment dat, acest apel al nostru, al muzeului, în numele primăriei municipiului Pașcani, un apel către comunitatea locală, fiindcă aici, la aceste teme, de la etaj, într-adevăr, suntem descoperiți, dar este, cum să spun, totuși, acesta este un patrimoniu încă viu cumva. La un moment dat am fost prin vale, spre gară, pe acolo, și am intrat la niște meseriași și îi spun lui Daniel, uite, și când acolo, respectiv, fuseseră maestri, unul la Integrata și unul pe la IN, cred că, sau... La Retrom, dar la Retrom... La cealaltă, spuneți, care e cu traductoare, la traductoare, așa. Și oamenii când au auzit, domnule, da, ITRD-ul. Și au început să ne povestească despre... Și aveau acolo o mulțime de piese. Și am să știți că venim într-o zi și zic, cu drag, nimeni nu mai pune, nu mai dă doi bani. Iar unul dintre foștii maestri tocmai repara o mașină de cusut, Ileana. Păi, și atunci... Tehnologie de vârf la Retrom, cum știm noi,
Erau făcute piese, s-au făcut piese acolo inclusiv pentru reactorul de la Cernavodă. Da. Ingineri deci buni. Tehnologie de vârf. Exact, ingineri buni, specialiști buni la momentul de față. Sper să găsim și chiar îi rog pe cei care ne urmăresc acum să orice socote ei că nu e de valoare, dar să pună în contextul ăsta. Poate cei care au lucrat pe acolo, mai au ceva pe acasă. Că ajungem, mai este o temă imediat după asta, am spus noi, și să nu știți, să nu credeți în răspăr, viața la bloc. Păi, dacă doar, la un moment dat oamenii au plecat din tinda casei de la țară, au ajuns la bloc. Și s-au construit atâtea blocuri în Pașcani. Și tot la blocuri a rămas. Și avem nostalgii deja, da, mai suntem și acum, dar s-a schimbat mobilierul, s-au schimbat televizoarele, s-au schimbat... Am înțeles. Și atunci avem anumite nostalgii pentru anii aia, 60-70, și cele mai multe din cele care mobilau casa noastră erau autohtone. Un difuzor. Așa. Am vrea să recreăm acel univers casnic în care majoritatea dintre noi, cei trecuți de anumită vârstă, ne-am trăit copilăria, la bloc. Și apelăm iarăși la oamenii, era spun oamenii muncii, dar din păcate nu mai oamenii sunt. Oamenii muncii. La cei care muncesc prețuiesc și, acum. Și care ar vrea cumva să-și lege și ei, cum spun, numele de muzeul nostru, să doneze sau să vină la noi. Că dacă sunt, acum, deocamdată noi nu avem bani pentru achiziții. Dar poate într-un viitor mai îndepărtat, poate vom avea. Și să încercăm să ilustrăm o sufragerie și o bucătărie ne-am propus noi în muzeu. Cum arăta? Că până la urmă zic, bă, da, bun, dar Pașcani și-au avut numai preistorie și ev mediu, dar n-au avut și în secolul 20 o istorie. Și ori, tocmai istoria asta contemporană câteodată e mult mai spectaculoasă. Și te leagă afectiv pe tine, vizitator, de ce este acolo. Și de asta ținem să ilustrăm și aceste teme contemporane. O altă temă e de la copilăria, de altă dată, la pionerii epocii de aur. Fiindcă, repet, suntem în perioada contemporană și mulți dintre noi am fost pionieri. Și clădirea a fost palatul pionierilor. Copiilor, elevilor, da, da, da. Și sigur că mulți își aduc aminte de domnul Trandafir. Dar au mai existat și foarte mulți alți învățători excepționali în zonă. Au existat foarte mulți profesori de excepție în perioada comunistă aici. Fiindcă nu, de aici s-a plecat la facultăți, de aici au plecat oameni de valoare ai țării. Adaug și eu, domnul Buruiană, poate va fi menționat domnul Ivanovici, numele dumnealui se leagă de istoria și numele liceului Sadoveanu, fost Ceburcă și mai sunt. Deci cadre didactice care ar trebui, măcar numele, poate chiar și o imagine, ar merita să fie incluse aici. Și vom German, încerca... mi-am adus aminte, vestit profesor de matematică. Și îi trecem aici pe oamenii ăștia ca un semn de reverență pentru tot ceea ce au făcut pentru copiii de altă dată. Păi pe care dacă vă opriți și îi întrebați pe oameni cine a fost Buruiană, sunt oameni care vor vorbi ore întregi despre sau despre Germa, sunt generații întregi de ingineri care au trecut. Și în contextul ăsta îi rugăm pe telespectatori o manual de altă dată, o riglă pe care ați folosit-o poate în copilărie, o geantă, ceva, orice are legătură cu școala de altă dată, cu nu, copilăria de altă dată, poate o jucărie pe care o aveți de acum 70-80 de ani. Ne-ar fi de mare folos și vă mulțumim anticipat. O altă temă, că timpul trece repede și se apropie sfârșitul meciului, domnul Cojucaru, da? În calea răutăților sau răutăților, frumos, după zicerea cronicarului, fiindcă suntem aici, în Moldova tot am fost. Lupte și întâmplări tragice, am zis, și vom trece în revistă, chiar dacă un pic aici, din punct de vedere cronologic, ne întoarcem pe axa timpului, dar cele mai multe totuși sunt din secolele 19-20. Și aici am vrea să ilustrăm acea bătălie unde Ștefan cel Mare a zăcut câteva ceasuri pe câmpul de luptă, care e la 20 km la Șcheia, pe Siret, în 1486, că e foarte spectaculoasă și ar prinde, am spus și atunci în noiembrie, la public, printr-o dioramă. Apoi, la două secole a fost incendiată curtea boierească de către polonezi și tătari, la 1688, spune Neculci acest lucru, și încă trei evenimente, întâmplări tragice. Marele incendiu în 1914, de care foarte puțin știu că trei sferturi din Pașcani a dispărut atunci ars, bătălia la Târgu Frumos din aprilie-mai 1944,
și din cauza ei sau pe cale de consecință, distrugerea aproape totală a orașului în timpul bombardamentelor din aprilie 1944. Un eveniment care a apăsat greu pe cei bătrâni, pentru că își mai aduc aminte. Pe aici a fost. De, cum că avem un text din Joe Bogza în care el spune că practic pașcanii au fost rase pe suprafața pământului. Bun, și ne oprim aici pentru o scurtă pauză de publicitate. Revenim în câteva minute. Am revenit, invitatul meu, domnul Marcel Lutic. Continuăm discuția privitor la tematica Muzeului Municipal din Pașcan. Extrem de interesantă discuția. Așadar, unde a rămas? Păi ne apropiem de sfârșit, suntem la etaj. Am trecut așa prin această temă dureroasă legată de lupte și întâmplări tragice care au marcat istoria medievală și cea contemporană a pașcanilor și am ajuns la o temă, zic, de suflet pe care am vrea totuși să o ilustrăm și i-am spus credință și minuni, chilia monahului, biserica satului și ctitoriile cantacuzine. E un pic cam lung, o să mai lucrăm noi se la justifică. Ea. Și o să mai, da, dar am vrut să acoperim cam tot ce intenționăm să zugrăvim aici, fiindcă sunt multe file de istorie a credinței în codrii pașcanilor și e o enigmatică mănăstire Șerboiești de care cine Dumnezeu mai știe. Știți? Și care, ce este vorba. Și care e amintit undeva în secolul al XVII, legată de cantacuzini, după aia schitul Brătești, care înțeleg că a fost reactivat, nici nu știu mare lucru, dar în secolul XVII e legat tot de cantacuzini și care a fost un focar de cultură pentru zona aceasta. Și biserica, bineînțeles, Sfinții Voievozi, care e în proximitate. Și apropo de punere în valoare de întreg proiectul de la Palatul Cantacuzino, avem discuții deja, primăria în primul rând, că e aici mandatată să facă asta, are discuții cu cei de la protopopiat pentru a avea cale de acces spre biserică, fiindcă a fost capela cantacuzinilor și această biserică. Este oarecum firesc, păi da, să mergi la biserică. Da, după. Da, da, corect. Și așa ar trebui să fie. Sperăm să fie și până la sfârșit așa. Aici îi vom ilustra sau îi vom prezenta. Vom vedea cum pe monahii aceștia Ioasaf Cantacuzino și Natanael Dreteanu, care au fost tocmai la acest schit Brătești, nume mari în secolul 17-18. La fel a citat dumneavoastră controversatul Mitropolit Visarion Puiu. Sperăm să rămână până la urmă, fiindcă e, face parte din istoria pașcanilor, dar, repet, cu înțelepciune și fără
ură și fără părtinire. Așa, fiindcă tocmai am spus eu aici, Nicolae Iorga spunea că e unul dintre cei mai culți clerici ortodoxi români din perioada interbelică și Iorga nu cred că a făcut această afirmație gratuit. De asemenea, din ceea ce m-am documentat, eu am văzut iarăși doi frați preoți, profesori universitari, Cicerone și Valeriu Ordăchescu, foarte apreciați în mediul universitar ieșean și de asemenea în cel teologic. Tot aici, ca să fie acoperită acea sintagmă, credință și minuni, încercăm să găsim o expresie muzeală pentru minunea de la Sodomeni, care eu recunosc că am aflat acum, în anul acesta, când că era la mare modă Petrache Lupul la Maglavit în perioada aceea, la 1936-37, și tocmai scriitorul Leonard Gavriliu povestește atât de frumos cum mama lui bolnavă deja era pregătită după Sfântă Maria Mare în 1936-37 să plece la Maglavit și a aflat că a apărut Dumnezeu la Sodomeni, unui cioban din zonă, și e Costache Butnariu. Ei, câți dintre noi știm acest lucru? Eu aș vrea chiar să mă documentez mai în detaliu, să văd presa vremii, mai ales cea de la Iași, căci că câteva luni bune a fost un adevărat pelerinaj la Sodomeni acolo. S-a amenajat o scenă, se lua aghiazmă. Ei, acest eveniment nu trebuie, fiindcă face parte din, cum să spun, din felul nostru de a ne raporta la Dumnezeu și de a accepta minunile. Că se spune că Dumnezeu ar fi apărut acestui cioban, tot un cioban, foarte interesant, că doar Hristos s-a născut într-o iesle și după aceea au venit ciobanii cu oile, cu animalele acolo, pe un popșoi, spune Leonard Gavriliu, că acolo, într-un chip așa mititel, i-a apărut și i-a vorbit. Și acest lucru, ce i-a spus Dumnezeu, după ce îl povestește, toate astea ar trebui să ajungă totuși la publicul larg. Acum să vedem cum vom ilustra, dar trebuie musai ilustrată și această minune. Nu am încă surse mai mult în afară de Leonard Gavriliu, nu am, dar sunt convins că în perioada aia, măcar ziarele vremii, cele de la Iași, vor fi menționat și în plus mai sunt câteva ziare și la Pașcani, care apar în perioada aia. Și că Leonard Gavriliu spune că de fiecare dată când a auzit despre Sodomeni, ca și cum ar fi văzut un șarpe. Fiindcă te duce cu gândul, el fiind un om citit la Sodoma și Gomora. Și pentru mine este o enigmă cum Dumnezeu a apărut, că e singurul toponim de acest, toponim tare Sodomeni aici. În țara românească nu există decât un singur Sodomeni. E aici, în coasta Pașcani. Și Leonard Gavriliu dă glas exact la și gândul meu. Bă, cum de ce-o fi apărut Sodomeni? Eu încă nu am o explicație. Dar trebuie să fie una. Cum la Tămăduieni, sigur, că numele vechi al pașcanilor a fost Tămăduieni și sigur că e o etimologie grăitoare. Și dincolo și cealaltă ne grăiește. Dar parcă n-aș vrea să accept. Da. Bun, și în sfârșit oamenii noștri, vizitatorii noștri vor ajunge la perla, ca să zic așa, coroanei, la foișorul, pridvorul sau cerdacul, care e... Trebuie știți, să spuneți din nou, da, de ce este atât de prețioasă, de prețios, fiindcă acest atât, cerdac? Atât Paul Nechifor, care a scris despre Pașcani atât de bine, și alți oameni cunoscători, și aici mă gândesc în primul rând la istoricii de artă, chiar și la răposatul Răzvan Teodorescu. Exact. Cei care veneau în zonă știau că din palatul de secol XVII, singurul, să spunem așa, singura parte autentică, originală, este acest foișor. Celelalte s-au prefăcut în secolul XVIII și mai ales la când au preluat palatul Neamul Balș, fiindcă prin boierii aceia s-au înrudit cu cantacuzinii prin căsătorie și ei au devenit stăpâni și la 1810-1806 parcă au reparat atât palatul cât și biserica Sfinții Voievozi. E, atunci s-au prefăcut mult, dar pridvorul a rămas ca la 1650. Noi cam grosomodo asta este anul în care s-a terminat palatul. E bine, acolo e vorba și de, cum să spun, de reprezentare. Deci, o ipoteză este că acest palat ar fi fost totuși pentru cantacuzini ca un soi de haltă pentru vânătoare. Adică ei veneau numai când organizau vânători aici. Și asta pridvorul ar fi un argument în sensul ăsta, fiindcă acolo, pe cele 11 coloane, sunt ilustrate scene vânătorești, cu predilecție.
vânătorești, adică chiar este și un vânător cu pușca, sunt animale pe acolo, sunt scene de vânătoare, sunt păsări, este vânat, este un mistreț, mai mulți mistreți, căprioare, deci te duce cu gândul la acest lucru. În plus, din acel pridvor, oaspeții, dar și familia, aveau o priveliște extraordinară, fiindcă ne închipuim, nu era păduricea asta care este. Și deja am discutat cu domnul viceprimar, acolo trebuie neapărat 2-3 copaci, am mai spus și altă dată, să avem aceeași privire. Trebuie deschisă privirea. Da, trebuie deschisă, fiindcă altfel, ce, vezi niște copaci în 10 trebuie metri. Trebuie pus în valoare, da. Valorificat. Ei, și de asta, bogăția și diversitatea asta, felul în care este sculptat în piatră acolo, și ne gândim la 1650, suntem în 2023, alea au rămas așa. Și sperăm într-o restaurare fericită, care să pună în valoare aceste, eu repet, acolo e perla coroanei și de asta am și insistat ca muzeograf și am și vorbit cu cei de la București să nu punem decât un panou explicativ și să legăm aceste scene de vânătoare într-un context artistic al zonei și atât, dar mai mult nu, și chiar într-un context românesc cu ctitoriile brâncovenești din țara românească, cu ceea ce mai e în Transilvania și cu ceea ce mai e în Moldova contemporan cu secolul XVII. Da, interesant. Apare și, dacă nu greșesc, în catalogul obiectelor, monumentelor istorice protejate. Da, da, este, sigur. Dar în primul rând, datorită acestui pridvor, Palatul Cantacuzino este monument de clasă A, fiindcă este elementul original. În rest, tot spre făcute. Bine, s-a păstrat arhitectura totuși de secolul XVII-XVIII. Și asta e foarte valoros. Și asta se încearcă să fie redată prin lucrările care se fac acum. Da, Doamne. Pe final, la Mansardă înțeleg că se dorește o sală multifuncțională, o sală de conferință cu 70 de locuri. Sală, da, pe care sigur că ne gândim că vom organiza și noi poate un simpozion, o sesiune. Lansări de carte sau cine știe. Da, 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 și ne vom întâlni acolo. Încă nu știm dacă acea sală se va preta și pentru... Fiindcă, vedeți, inițial aveam și o sală de expoziție temporare. Un muzeu, orice muzeu care se respectă, are și așa ceva. Sperăm, nu mai văd în altă parte unde am putea să organizăm așa ceva, fiindcă la sala de bal, care inițial era și pentru asta, dar interfera cu circuitul expoziției permanente și nu era bine. Și atunci am renunțat la această idee și cred că aici vom, fiindcă Pașcane are o problemă. Noi vrem să organizăm acum la muzeu expoziții temporare și în afară de sala Arcadia nu avem nimic altceva. Ori acolo sunt repetiții pentru teatru. Și aici pentru... se pretează. Da. Și cred că aici va fi o sală polifuncțională. Bun, pe final, care este nota de plată? De cât credeți că aveți nevoie? De câți bani? S-a făcut cumva o estimare, un deviz pentru piese și pentru munca care urmează să fie depusă? Mie mi-ați pus atâtea întrebări. De ce mai puneți și întrebări în astea care nu mă privesc pe mine direct? Da. Eu sper că mi-ai întrebat și pe cei care conduc obștea, comunitatea. Aveți idee, nu? Măcar cu linii mari? Nu m-aș hazarda să spun, dar știu că au fost discuții. Da, am ajuns la finalul acestei emisiuni. Punem punct acestui dialog interesant cu imaginea Muzeului Municipal Pașcani, așa cum ar urma el să fie amenajat. Vă mulțumesc mult pentru participarea la această emisiune și dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. O seară frumoasă în continuare!